La împlinirea celor 20 de ani de la înființare, postul de televiziune Teleuniversitatea împreună cu Universitatea Politehnică din Timișoara a organizat o dezbatere pe tema Importanța presei studențești. Printre subiectele abordate s-a vorbit și despre rolul presei studențești în coagularea comunităților academice, respectiv importanța acesteia pentru consolidarea identității studențești. Evenimentul a avut loc marți, 6 mai, la Casa Politehnicii 2. Astăzi, TLU a devenit o instituție din cadrul Politehnicii la cel mai înalt nivel de profesionalism, prin oamenii săi, prin politica pe care o duc, politica care este, într-adevăr, în slujba școlii, în a prezenta școala la adevărata ei dimensiune, aceea de o instituție care contribuie nu numai la pregătirea de specialiști, ci și la pregătirea de oameni de conduită intelectuală. Teleuniversitatea a fost și este susținută în continuare din toate punctele de vedere, în special financiar, de reprezentanții Universității Politehnica din Timișoara. Teleuniversitatea este o parte a departamentului nostru de comunicare și imagine, este promotorul imaginii instituției noastre în mediul înconjurător, economic, preuniversitar, studențesc. Din acest motiv, susținem această activitate și suntem încântați să avem o televiziune funcțională, acreditată de 20 de ani, pentru instituția noastră. Cum credeți că a reușit Teleuniversitatea să se mențină până în prezent? A reușit din două motive. Unul sunt oamenii proveniți din mediul nostru universitar, politehnică, dar nu numai politehnică, cei cu energie continuă. Pe de altă parte, prin susținerea, inclusiv financiară, a conducerilor repetate ale Universității Politehnică. Televiziunea este totuși un mediu care costă. Sunt diverse costuri, nu numai cele de personal, ci și de echipamente și altele de autorizări. Și Politehnica a considerat că merită să avem această instituție funcțională pentru produsele pe care ea le furnizează. În prezent, atât pe canal TV, cât și online. La eveniment au participat și foști rectori ai Universității Politehnica din Timișoara. Printre ei s-a aflat și Alexandru Nichici, rectorul care se afla la conducere în perioada când s-a înființat postul de televiziune Teleuniversitatea. Inițiativa a venit, cred eu, în primul rând din partea lor. Studenți, cadre didactice, care au simțit tendințele de evoluție din mass media, au început ceva, au investit mult efort, multă inteligență, multă răbdare și perseverență până la atingerea unui nivel critic pe care l-au putut depăși numai apelând la universitate. Întâmplarea a făcut ca în acea perioadă să fiu rectorul universității și, evident, a fost datoria mea, o datorie de onoare și de plăcere să susțin prin toate mijloacele decizionale, administrative, financiare, această inițiativă care, sigur, era orientată către viitor. Era o necesitate. Nu o făceam noi, conducerea de atunci, generația următoare ar fi făcut-o. În primul rând, au fost competițiile pentru dobândirea licențelor de emisie, la concurență cu instituții infinit mai puternice. În al doilea rând, a fost vorba de lansarea primelor programe condiționate și de dotarea tehnică și de disponibilitățile unei echipe. Echipa despre care se vorbește că a fost totdeauna la înălțime s-a construit extrem de greu. Nu că au fost rivalități, au fost puncte de vedere diferite. Nimeni nu știa exact cum arată TLU ca instituție rotundă, întreagă, completă, care să funcționeze fără dificultăți. Toate astea au cerut câțiva ani, în care au fost supărări, au fost dezertări, au fost veniri și, până la urmă, un filtru natural a asigurat o echipă stabilă și eu cred că și la ora actuală există o asemenea echipă stabilă. Influența Revoluției s-a simțit aproape exclusiv în entuziasmul accesului la libertate de exprimare, de acțiune. Niciodată n-au fost constrângeri. Esența
evenimentelor din decembrie 89 s-a pierdut treptat și a rămas componenta profesională. Faptul că TLU a funcționat în cadrul Politehnicii, universitate extrem de puternică prin mulțimea valorilor reprezentate de masa studenților, de valoarea cadrelor didactice, de tradiție, etc. Deci toate acestea au acționat ca factori pozitivi în progresul natural, în timp al TLU. TLU este pe undeva o televiziune de nișă, dar ea trebuie, prin modalitatea în care tratează diferitele aspecte, să se integreze problematica mai largă a societății. Eu cred că trebuie să facă. Deci le doresc să facă ceea ce își propun și au propus și își vor propune din inițiativă proprie în continuare. Teleuniversitatea este o televiziune studențească care a reușit să se mențină cu suișuri și coborâșuri până la vârsta de 20 de ani. Am ținut întotdeauna foarte mult la Teleuniversitatea, poate și pentru că a fost dat ca de la înființare din 1994 să preiau coordonarea postului la solicitarea rectorului de atunci, domnul profesor Nichici. Așadar, în 2004, când eu am devenit rector, aveam deja 10 ani de legătură foarte strânsă cu Teleuniversitatea din postura de coordonator, prorector al universității. Am ținut foarte mult ca postul să aibă cele mai bune condiții, pentru că eu cred că pentru universitate este foarte important să aibă un astfel de canal de comunicare cu comunitatea în care este implantată. De altfel, e valabil ce am spus, nu pentru o universitate anume, ci pentru mediul academic în general. Iar postul de universitate, deși a fost mereu finanțat numai de Universitatea Politehnică din Timișoara, a fost în permanență postul Centrului Universitar Timișorean, pentru că mereu a reflectat tot ce s-a întâmplat în cele patru universități timișorene, desigur, atunci când universitățile au dorit să se reflecte ceea ce se întâmpla. A fost o evoluție continuă, firească și la nivelul dotării tehnice și în ceea ce privește corpul de redacție și de tehnicieni care au deservit postul. Au fost și momente mai bune și momente mai slabe într-o anumită perioadă, când aveam în Universitatea Politehnică din Timișoara, spre exemplu, o specializare numită tehnologie audio, video și multimedia. Atunci studenții de la această specializare erau foarte interesați să-și facă stagii practice la acest post. Alături de ei veneau studenți de la Universitatea de Vest, de la jurnalist, și în felul acesta s-au creat echipe foarte puternice. După aceea au fost momente mai grele, când specializarea respectivă s-a desființat și nu a mai fost o alimentare cu corp tehnic a postului, dar lucrurile au decurs mereu ascendent, aș spune, și cred că este un câștig pentru Timișoara că are un asemenea post. Și acum a vorbit un pic și primarul actual din mine, dincolo de fostul rector și fostul coordonator din 2004 până în 2012 al acestui post. La dezbatere au luat parte și membrii ai organizațiilor studențești, cadre didactice implicate în dezvoltarea presii studențești, jurnaliști, dar și reprezentanți de seamă care au stat la bazele înființării postului de televiziune Teleuniversitatea. Ideea Teleuniversității a apărut dintr-o colaborare a celor de la disciplina de televiziune din principalele universități tehnice. Profesorul Toma Corneliu de la noi, împreună cu profesorul Șerbu de la București și cu un alt grup, să zicem, de avangardiști, ca să le putem spune așa, au discutat ideea unui centru regional, a unei rețele de universități studențești și așa mai departe. Am încercat la momentul respectiv să punem bazele unei colaborări ca să putem să acoperim în acest mod producția de materiale, lipsa de oameni, lipsa de echipamente și așa mai departe. Într-un final, datorită legislației respective la ora aceea, am obținut o licență individuală
pe care am încercat să o ducem la bun sfârșit și suntem mândri că, de fapt, Universitatea Politehnică a rămas cam singura din țară care păstrează în continuare acest post în scopurile în care a fost înființat și tot. Referitor la scopuri, că asta m-ați întrebat, era clar un moment în care învățământul tehnic era în descreștere. Toată lumea era interesată mai mult de studii economice, de studii de drept, de legislație și așa mai departe. Părea mai ușor și așa mai departe. În momentul în care am înființat acest post, ne-am gândit și la partea de imagine, de a face cunoscut ce se întâmplă într-o universitate tehnică. Noi înființasem o specializare nouă, aceea de tehnologie audio-video și multimedia. Cei de la Universitatea de Vest reînființaseră jurnalistica cu specializare în televiziune și printr-o colaborare între noi am reușit, cred că de fapt, să ne facem și un serviciu de popularizare, să reușim să ne atragem studenți în acest mod. Teleuniversitatea și-a început activitatea în luna mai a anului 1994 cu o echipă restrânsă de oameni dornici să lucreze în acest domeniu. De-a lungul anilor, echipele s-au schimbat până s-a ajuns la formula la care ne aflăm și astăzi. Cei care au plecat de la Teleuniversitatea lucrează în medii academice sau chiar la posturi de televiziune naționale. Puternic emoționată pentru că mi-aduc aminte cum era cu 20 de ani, eram clar mai tânără și mai nebună și s-a tot văzut asta în bâlbele care voi le-ați tot difuzat în această perioadă și care într-un fel mi-au adus aminte de curajul și de pasiunea cu care făceam lucrurile atunci și de modul în care puternic, inovativ, încercam să schimbăm și să facem ceva. Pentru acel moment, pentru 1994 și mă rog, până în 2004, când eu m-am ocupat, să zicem, de Teleuniversitatea, noi tădeam un trend în zonă, fiindcă la noi veneau foarte mulți oameni interesanți, de cele mai multe ori tineri, foarte curajoși, foarte pasionați de ceea ce făceau, de un mod nou de a comunica și de un mod nou de a-și prezenta proiectele și visele și realizările. Și cred că, de fapt, de asta mi-aduc aminte cu cel mai mare drag din acele vremuri de început, de momentele în care, în ciuda faptului că ne era greu și nu dormeam foarte mult timp și nu aveam tehnica pe care puteam să o avem, să zicem, față de mulți alții și visam tot timpul să avem ceva mai mult, dar făceam cu atâta pasiune și cu atâta drag și cu atâta suflet toate activitățile și toate emisiunile, încât asta se vedea pe sticlă, cum ziceam noi. Deci era imposibil să nu iubești oamenii aceia care își puneau sufletul acolo și care reușeau să facă emisiuni destul de inovative pentru acea perioadă. Cum erați ca și reporter în știrile, în emisiunile pe care le realizați în acea perioadă? Cred că mi-e și greu să mai amintesc acest lucru, dar mi-amintesc de un singur lucru. Deci, eu veneam clar din domeniul tehnic, deci inginer la bază. Am făcut 6 luni școala BBC-ului, am lucrat o vreme în București și asta m-a format și mi-a dat, să zicem așa, un bagaj de cunoștințe de a putea desfășura cumva activitatea ceva mai bine și ceva mai de succes în Teleuniversitatea, de a înțelege de fapt ce înseamnă și cum poți să transmiți cuvântul și imaginea în același timp într-un mod cât mai prietenos și cât mai interesant. Dar în același timp, pentru mine, n-a fost numai reporter. Eu am încercat să construiesc oameni și sau, dacă putem să spunem așa, să construiesc caractere și să construiesc destine în Teleuniversitate. Am încercat tot timpul să atrag cât mai mulți studenți, cât mai mulți oameni tineri, uneori chiar și liceeni au venit alături de noi și care să crească împreună cu Teleuniversitatea și care să facă să crească, de fapt, Teleuniversitatea. Deci nu cred că am fost atât de mult reporter, cât mai mult am fost un om de comunicare și un om apropiat tuturor celor cu care am lucrat, să zicem, de-a lungul celor 10 ani în care eu m-am ocupat de Teleuniversitatea. Cum vă simțiți acum să dați interviuri postului la care ați pus bazele, practic? Tu vrei să mă faci să plâng cu orice preț, nu? Puternic emoționată, îți dai seama. Deci asta este așa, ca și un vis care îți devine realitate. Că așa mă și gândeam, uneori îmi spuneam că vreau să ies la pensie și să vină studenții să mă întrebe ce am făcut și cum a fost la TLU la început. Sper să reușesc să ajung să văd acest lucru, să ies la pensie și să vin în continuare reporter și cameraman de la TLU să mă întrebe cum a fost în 94 când ați pornit TLU. Și ținând cont de faptul că acest post de televiziune a reușit să se mențină până astăzi, mai ales că este un post de televiziune studențesc.
Felicitări multiple tuturor echipelor, echipei care există de atunci, lui Marius, lui Dumi și a tuturor celor care sunt alături de TLU acum, a conducerii Universității Politehnică care continuă să sprijine acest post de televiziune și a studenților, a oamenilor care continuă să creadă în acest vis frumos. La mulți ani, TLU, și mult timp de acum înainte să te văd tot așa. Cum descrii perioada în care ai fost reporter sau mai exact ai făcut parte din echipa Teleuniversității? O perioadă plină, au fost, nici mai știu exact câți ani au fost, au trecut foarte repede, cred că vreo 5 ani am făcut parte din echipa TLU, timp în care am învățat continuu, mi-am dezvoltat o serie de abilități, mi-am făcut prieteni, am cunoscut oameni noi, o perioadă foarte, foarte plină, cred că ăsta e cuvântul care descrie cel mai bine. Cum ai ajuns în echipa Teleuniversității sau cum ai luat contact cu acest post de televiziune? Eram studentă la Politehnică, la Facultatea de Automatică și Calculatoare, când, butonând televizorul, am văzut pe un post de televiziune local o emisiune de la Teleuniversitatea. Ceva mai târziu, mai exact, tocmai intrasem în anul 3 de facultate, când ieșeam de la cursuri și am văzut un afiș la ieșirea din corpul electro, pe care se scria, era scris mare, Teleuniversitatea caută oameni noi. Am sunat și eu la numărul de telefon de acolo, după ceva timp a și răspuns cineva și m-am dus la o prezentare care a fost făcută de oamenii de atunci din TLU. Știu că au fost foarte, foarte mulți oameni acolo. Din mulțimea aceea am rămas doi reporteri, am făcut voluntariat și încet încet ne-am integrat în echipa asta. Perioada în care am făcut parte din echipa TLU m-a făcut să învăț în permanență, de la cum să vorbești, cum să adresezi o întrebare, cum să-ți controlezi vocea, respirația, toate lucrurile astea care fac parte din viața de zi cu zi, dar în același timp am învățat să nu fie teamă să abordez oameni cu funcții importante, să nu-mi fie teamă să pun o întrebare unui cercetător, unui om cu funcție publică. În primul rând, cred că asta m-a învățat, să nu-mi fie teamă. M-a învățat în același timp și să mă documentez foarte bine și cred că un lucru foarte important a fost atunci că am citit foarte mult. Eu, fiind studentă la calculatoare, mergeam la cursuri care țin automat de partea tehnică. Apoi, ceea ce făceam la Teleuniversitate era diametral opus. Mergeam după cursurile de la școală, mergeam la vernisaje sau spectacole, evenimente de cultură, pentru care automat trebuia să te pregătești. Și atunci a contribuit și la conturarea unui bogaj mai mare de informații, de cultură generală și mi-am făcut foarte mulți prieteni și foarte multe cunoștințe și am cunoscut oameni atunci, studenți, membri în organizații non-guvernamentale, pe care îi intervievez și astăzi și depunem împreună amintiri foarte, foarte faine din perioada în care eu eram reporter la TLU, iar ei făceau voluntariat într-un fel sau altul. Aniversarea cu fast a celor 20 de ani de activitate a postului de televiziune Teleuniversitatea va avea loc în luna noiembrie a acestui an în cadrul Săptămânii Politehnicii.